sunt doi naruști din nou în grădina Muzeului Literaturii Române din București, la Litera MOV, harta întâmplărilor fabuloase din Bucureștiul Fanariot. Astăzi propun să așezăm pe hartă Dâmbovița. E, nu chiar toată, dar o parte a ei, și să vă spun cum mi-a venit ideea asta. Am fost nu de mult la târgul de carte de la Londra și am constatat că, mă rog, acolo Olimpia este zona consacrată a cărților, în fine, există locuri și locuri pe care doar le rostești sau spui numai prima silabă și toată lumea știe că acolo se citește, se răsfoiește, etc. Și am început să mă gândesc, oare în București, dacă pronunți cuvântul cărți, la ce te gândești? La vreo librărie, la niște vânzători oarecare de cărți sau la un loc mistic în care cărțile continuă să trăiască? Și am să vă spun, tot gândindu-mă, răsfoind o mulțime de arhive, am ajuns la concluzia că zona cea mai bună pentru o astfel de hartă a hărților este cam de la Strada Franceză în jos spre Dâmbovița până hăt în sus, știți, pe lângă terasele alea spre Biblioteca Națională. Cam asta zic eu că ar fi zona cărților noastre. Și am să vă spun de ce. Pentru că am găsit mai multe povești legate de un tip care locuia pe Strada Franceză. Era un tip subțire, genul ăla de bucureștean pe care noi vezi și astăzi, foarte bine îngrijit sau mai cu seamă având grijă de imaginea lui, știți? Îmbrăcat cu haine subțiri, cu haine aduse de undeva, personalizate, umbla cu un anteriu de un verde aproape, de un verde vărzos, am putea spune, da? De un verde decolorat și de fiecare dată avea grijă să-și personalizeze fie fesul, fie cealmaua pe care o purta așa cu o neglijență studiată pe o ureche. Era un om subțirel, negricios și trecea drept intelectual rasat, cu toate că nu avea, să spunem, o preocupare la vedere sau nu realizase un lucru nemaipomenit, dar toată lumea știa că îi plac cărțile. Umbla prin cafenele, mai ales pe acolo, pe Strada Domnească, pe unde mișunau tot felul de studenți de la Academia Grecească și se interesa de ultimele apariții, cumpăra cărți, investea în cărți și mai cu seamă comanda cărți. Și aici trebuie să vă spun că nu neapărat comanda acolo nu știu ce carte, cum facem acum, și ea îi venea prin curier, ci mergea la un scrib profesionist, la un logofăt de regulă, care știa să slova frumoasă și comanda o copie după o carte care îi plăcuse. Știți? Așa se făceau cărțile, multe dintre ele încă în secolul XVIII. Mai precis, acest intelectual din Strada Franceză, cum o să-i spunem în continuare, știa foarte bine prețurile hârtiei, valoarea fibrei din orice tip de hârtie, cunoștea cernelurile și știa ce să comande. Deci nu comanda așa la întâmplare, ci comanda cărți care deja erau în circulație, scrise într-un anumit fel, de multe ori cu ilustrații, și era atât de încântat de achizițiile lui, încât își făcuse o încăpere pentru cărți, special pentru cărți, în casa lui modestă din Strada Franceză. Era o mansardă, era podul casei pe care îl transformase pur și simplu, un loc luminos și uscat, cu câteva mese mari încărcate de cărți, cam așa se păstrau pe atunci cărțile, și cu coșuri mari în care de asemenea adunase de-a lungul vremii tot felul de cărți nemaipomenite. Și acum să vă spun, omul ăsta din Strada Franceză nu era scriitor, dar totuși era un gen de scriitor. Și o să vă explic imediat de ce. Mai ales că nici nu-l putem numi cititor. Nu era chiar un cititor tipic. De obicei, pentru el, cărțile constituiau niște obiecte zeiești, niște obiecte care făceau plăcere maximă.
o plăcere atât de importantă încât pe filele, pe părțile albe ale filelor unei cărți își lăsa impresiile, își lăsa gândurile lui cele mai secrete și, bineînțeles, valoroase. Deschidea o carte pe care chiar el o comandase, căuta locurile bune și acolo își scria lista de cumpărături, își scria lista dușmanilor, nota modurile în care ar vrea să scape de ei, bineînțeles, își nota diverse cadouri pe care le primise, le descria achizițiile importante ale casei, ale străzii, prăvăliile care se deschidau, noutățile. Deci pur și simplu era mai degrabă un ziarist, nu? Un jurnalist, în fine, subiectiv, i-am putea spune. Iar aceste notații nu erau pentru toți ochii, bineînțeles, erau unele secrete doar pentru sine. Acolo era viața lui, în această mansardă, unde cărțile se adunau special pentru bucuria de a fi privite și nu citite. Acest intelectual fin, iubitor mare de cărți, a dus-o așa zile multe, aproape toată viața lui a trecut astfel, până când mansarda s-a umplut de cărți, de coșuri și de mese, da? Pe care zăceau tomuri inestimabile. Pe unele le ținea chiar deschise pentru că aveau anumite ilustrații care îi făceau bine și schimbau, să spunem, mersul unei zile banale. Totul a mers așa, ani mulți, zeci de ani, până într-o zi de toamnă, când în București a izbucnit un incendiu și casa lui a luat foc, mistuind toate cărțile frumoase pe care le adunase, toate gândurile lui ascunse, în fine, lucrușoarele adunate într-o viață, și chiar el însuși își găsește sfârșitul în acest incendiu, pentru că din această casă fabuloasă, din Strada Franceză, n-a mai rămas nimic. Ei, acum să nu exagerăm, nu chiar nimic. Știți cum cenușa dusă de vânt în Dâmbovița a continuat să plutească și să impregneze întreaga apă, atmosferă, malurile Dâmboviței, cu toată experiența asta intelectuală a omului din Strada Franceză, încât, refuzând parcă această cenușă să se dizolve, a plutit mai departe sute de ani, până în zilele noastre, când, ajungând acolo, știți unde este Biblioteca Națională, pur și simplu s-au oprit și în cauza asta există acea clădire, cred că vă imaginați, pentru că acolo, în Biblioteca Națională, se află un strop din suferința secretă a unui om care a iubit cărțile la modul suprem. Ne vedem săptămâna viitoare, din nou la Muzeul Literaturii, Litera MOV, Harta întâmplărilor, din Bucureștiul Fanariot.